Iubirea, temeiul vieții, imnul iubirii, disciplina, religie, cultul ortodox, clasa 8-a. Cunoașteți definiția iubirii sau a dragostei? Mulți poeți și scriitori au încercat să definească iubirea, dar cea mai frumoasă și completă definiție o întâlnim în Epistola 1 către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel, capitolul 13. De a-și grăi în limbile oamenilor și ale îngerilor, iar dragoste nu am, făcutu-m am aramă sunătoare și chimval răsunător. Și dacă aș avea darul prorociei și tainele, toate le-aș cunoaște și orice știință, și dacă aș avea atâta credință încât să mut și munții, iar dragoste nu am, nimic nu sunt. Și dacă aș împărți toată avuția mea și dacă aș da trupul meu ca să fie ars, iar dragoste nu am, nimic nu-mi folosește. Dragostea îndelung rabdă, dragostea este binevoitoare, dragostea nu pizmuiește, nu se laudă, nu se trufește. Dragostea nu se poartă cu necuviință, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândește răul. Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduiește, toate le rabdă. Dragostea nu cade niciodată. Și acum rămân acestea trei, credința, nădejdea și dragostea, iar mai mare dintre acestea este dragostea. Să descoperim împreună cum este o persoană care are virtutea iubirii sau a dragostei. Completați în coloana a doua virtutea corespunzătoare citatului din prima coloană. Răspunsuri corecte. Completați oral spațiile goale. Citiți încă o dată textul studiat. Alcătuiți o definiție a dragostei folosind cuvintele Sfântului Apostol Pavel. Care sunt consecințele lipsei de iubire sau de dragoste? Argumentați folosind cuvintele Sfântului Apostol Pavel.